Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles pentru o plimbare pe străzile vechi. Dacă visezi la o vacanță plină de culoare, află că ai zbor direct spre Barcelona. Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile ce are Flex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxă de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Bună seara, bun găsit la știrile Actualitatea TV! Primăria Pașcani va cheltui aproximativ 160.000 de lei în vederea realizării unor studii pentru atragerea de fonduri europene pentru amenajarea și dotarea unor suprafețe de spații verzi de pe raza municipiului. Consilierii locale au aprobat suma de la ședința legislativului local din data de 7 iulie, în urma unei rectificări bugetare. Administrația locală dorește să amenajeze 4 suprafețe din municipiu și suburbii. În această perioadă se lucrează la proiect, iar până la finalul lunii august, reprezentanții executivului speră să se poată mândri cu documentația. În perioada următoare, Primăria Municipiului Pașcani intenționează să depună o cerere de finanțare pe fonduri europene AXA 5-2 și titlul proiectului ar fi reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor vacante sau neutilizate din Municipiul Pașcani, județul Iași.
În principiu, despre ce este vorba? Am identificat mai multe suprafețe pe care le vom reîmpăduri și vom pune bănci și altă mobilier stradal, deci o zonă de parc, cum ar veni să amenajăm. Conform celor relatate de reprezentanții primăriei, se are în vedere amenajarea unor spații în suburbiile Blăgești, Gâștești și Sodomeni. Ca și suprafețe identificate, avem suprafața de teren de lângă școala Iordache Cantacuzino, acolo unde a fost un centru de plasament și încă sunt ruinele, că practic este o zonă nefuncțională. De asemenea, la grădinița din Blăgești am identificat tot la fel acea suprafață pe care vrem să o amenajăm ca și parc și mai avem la Gâștești și la Sodomeni două suprafețe care merită reîmpădurite și redate circuitului natural. Municipiul Pașcani se confruntă cu o mare lipsă de spații verzi, dar și locații unde cetățenii să se poată destinde. Sperăm să avem succes și sperăm astfel cu fonduri europene să reușim să reamenajăm anumite suprafețe din municipiul Pașcani și să facem niște parcuri frumoase pentru copii. Menționăm faptul că la momentul în care primarul a solicitat aleșilor aprobarea acestei sume, consilierii nu aveau documentele oficiale în acest sens pe masa de lucru. A fost nevoie de o scurtă pauză pentru ca documentul să fie tras la Xerox, astfel încât consilierii să voteze în cunoștință de cauză. Ministerul Transporturilor va numi până la finele lunii iulie un manager interimar la Spitalul CF Pașcani. Totul vine ca urmare a faptului că la concursul desfășurat săptămâna trecută, niciuna dintre cele trei candidate nu au reușit să treacă de proba de susținere a proiectelor manageriale. La acest concurs s-a înscris Mihaela Amariei, Cristina ICO și Cătălina Roșca. Ele au reușit să treacă de proba scrisă, dar nu au obținut minim nota 7 la proba de susținere a proiectului. Una dintre candidate, Cristina ICO, este extrem de nemulțumită de modul în care a fost blocată de managerul Amariei în realizarea proiectului managerial. Am luat notă mică la proiect pentru că și-am dovezi. Deci am hârtiile cum i-am făcut cereri să-mi dea niște indicatori și pot folosi în proiect și am scris că nu este legal cu ordinul de ministru prevedind numai bugetul de venituri și cheltuieli și normativul de personal. Ormi chestiile astea nu mi-ajutau deloc, dar ea, din poziția care o a avut, a avut acces la date să-și facă proiectul. Ceea ce mi se pare extrem de nedrept. Nici mie, nici doctoriței nu ne-au dat datele. Mă rog, eu am avut în grijă evaluarea spitalului din punct de vedere a calității serviciului medical. Aici erau niște indicatori de calitate care se iau din statistica spitalului. Nea ei nu ne dă voie la statistică de niciun fel. La fel de supărată s-a arătat și Cătălina Roșca. Ea nu a dorit să facă nicio declarație oficială. Însă lucrurile nu sunt foarte clare, mai așteptăm, a susținut doctorița Roșca. Mihaela Amariei, managerul spitalului CF, a declarat următoarele. Conform prevederilor articolul 18 aliniatul 3, numărul 206-2016, la cererea candidaților, spitalul are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare aflate în vigoare la data solicitării. Drept urmare, la solicitarea contracandidatelor a fost pusă la dispoziția acestora, în termenul prevăzut de actul normativ sus citat, toată documentația necesară, conform prevederilor legale. Documentația a fost predată pe bază de semnătură, întocmindu-se cu această ocazie un document care identifică în mod explicit conținutul documentelor predate. Se arată într-un comunicat transmis redacției. Precizăm faptul că la proba de susținere a proiectelor, actualul manager a obținut nota 6.70, Cătălina Roșca 6.60 și Cristina ICO 4.80. Pe data de 25 iulie, actualul manager îi expiră cea de-a doua prelungire a contractului, care a expirat în 25 ianuarie 2016. Cum nu mai este posibilă încă o prelungire, reprezentanții ministerului vor numi un manager pentru o perioadă determinată până la organizarea unui nou concurs. Bacalaureat reușit cu note mari și în orașul Târgu Frumos, acolo unde trei eleve din aceeași școală au obținut rezultate lăudabile la examenul maturității de anul acesta. Cu un procent de promovabilitate de 78%, Liceul Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos se poate mândri cu notele obținute de elevii seriei actuale. Cele mai mari medii au fost obținute de către trei eleve absolvente ale liceului. Este vorba despre Crețu Mihaela, care a reușit să obțină o medie de 9,86 la examenul maturității, urmat apoi de Antăluță
Ioana cu 9,78 și Mihalache Angela cu 9,58. Urmează ca sâmbătă să fie afișate notele finale în urma contestațiilor, ca mai apoi elevii să se pregătească pentru ultima etapă și anume admiterea la facultate. Sensul de mers de pe strada Ștefan cel Mare de la Oficiul Poștal până în piața Casei de Cultură Mihail Sadoveanu va fi din nou închis în fiecare weekend, conform hotărârii Consiliului Local 90 din 30 iunie 2014. Măsura ar fi trebuit pusă în aplicare în perioada 1 mai 30 octombrie, însă anul acesta reprezentanții primăriei, fără motiv, nu au respectat hotărârea. Hotărârea legislativului local va fi pusă în aplicare începând cu weekendul viitor, după ce Actualitatea TV a adus astăzi subiectul în atenția autorităților. Sensul de mers va fi închis de vineri seara până duminică. Conform hotărârii numărul 90 al Consiliului Local al municipiului Pașcani, în weekend, începând cu vineri seara de la ora 8 seara până duminică seara, un sens de mers de pe strada Ștefan cel Mare din centru va fi închis și acolo se vor amenaja locuri de recreere pentru copii, pentru tineri, pentru cei care ies la plimbare duminica, sâmbăta sau chiar vineri seara, iar în caz de caniculă, tot acolo vom monta corturi de prim ajutor, așa cum prevede proiectul de hotărâre. Poliția locală urmează să înștiințeze conducătorii auto să nu mai lase mașinile parcate pe sensul de mers spre Oficiul Poștal. Cei care nu respectă deciziile vor fi, conform hotărârii, sancționați cu amenzi. Anual, pe data de 20 iulie de sărbătoarea Sfântului Ilie, are loc în comuna Lespez un bâlci tradițional, ocazie de reunire a fiilor comunei și de primirea oaspeților din afara comunei. Și în acest an va avea loc cunoscutul bâlci de Sfântul Ilie. În acest sens, primăria, în parteneriat cu Consiliul Local Lespez, vă invită să luați parte la o zi de distracție. Sărbătoarea va fi într-o zi de miercuri de această dată. Evenimentul se va desfășura în jurul orei 18, iar pe scena ansamblată în piața Lespez vor urca următorii artiști: Lorena, Mario Buzoianu alături de Daniela Gheorfi. De asemenea, fanfara de la Heci împreună cu ansamblul artistic Stăjerelu, Tudora Butoșan, care vor menține atmosfera pe ritmuri populare. La final se va ține un spectaculos foc de artificii. Sărbătoarea de Sfânt Ilie este mereu așteptată de cei mici și apreciată de adulți. Hai lelelelele, îmi place viața, măi nene să beau până dimineața. Hai lelelelele, pe recoare, când ne vom face mai mare. Toată lumea! Hai lelelelele, îmi place viața, măi nene să beau până dimineața. Hai lelelelele, pe recoare, când ne vom face mai mare. Și! Mă dor ochii, mă dor. Biserica Sfinții Voievozi din Pașcani are nevoie de ajutorul enoriașilor. Parohia face un apel către toți pășcănenii. Pentru a putea începe procesul de reabilitare a acoperișului bisericii, părintele ungureanu Eugen roagă pe toți cetățenii să ofere o mână de ajutor pentru finalizarea proiectului. Parohia Sfinții Voievozi din Pașcani face un apel către toți pășcănenii. După cum puteți vedea și în spatele meu, în momentul de față se lucrează la reabilitarea acoperișului, însă biserica mai are nevoie de fonduri. Părintele ungureanu Eugen roagă enoriașii să ajute, după posibilități, pentru refacerea acoperișului Sfintei Biserici. De menționat este faptul că, pentru toate sumele oferite, se vor elibera chitanțe. Biserica și Palatul Cantacuzino sunt singurele vestigii mai vechi care se păstrează în zona Pașcaniului, localitate ce fusese aproape complet distrusă în urma evenimentelor celor de-al doilea război mondial. Menirea bisericii pentru început a fost aceea de a sluji drept capela familiei Cantacuzino, care în imediata apropiere avea și palatul sau locuința. Arhitectura bisericii este specifică acestei perioade din Moldova, secolului al XVII-lea. Pentru orice copil, vara aduce bucuria vacanței mari și cu aceasta dorința de a pleca în tabără. Asociația Șansa 2010 are vești bune pentru elevii pășcăneni. Au început înscrierile pentru tabăra Împreună pentru Tineri. Această tabără se adresează tinerilor cu vârstă cuprinsă între 12 și 19 ani.
din Pașcani și suburbii. Da, este foarte important ca copiii să aibă domiciul în Pașcani sau cele 5 suburbii. Am avut foarte multe cereri și din afară, dar fiind o tabără cu sprijinul și finanțarea primăriei, au impus condiția aceasta, tinerii să fie din Pașcani. Avem foarte multe activități pregătite. O să fie, în principal, o să se pună accentul pe echipe foarte mult și pe relaționarea dintre copii. Avem ceva pentru toată lumea, îmi spune, deci avem dans, muzică, artă, jocuri, cum ar fi paintball, totul este asigurat de noi. Și sperăm că o să iasă bine, chiar suntem foarte încântați. În ce perioadă se va desfășura? Momentan nu am aflat perioada exactă, dar va fi la începutul lunii septembrie, ori înainte de începutul școlii, ori în primul weekend. Da. O să anunțăm cât de curând posibil. Vor apărea și pe Facebook și mai multe informații. Încă nu se știe când va avea loc tabăra, însă organizatorii ne țin la curent. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.uniospașcani.com, cât și pe Facebook de uniospașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă! Una din cele mai apreciate cafenele din municipiu a trecut într-o nouă etapă. New Art Cafe Lounge a revenit cu forțe proaspete. Administratorii acesteia te așteaptă zilnic să profiți de ofertele speciale și să nu ratezi seriile de party. În acest sezon estival, reprezentanții cafenelii își propun să vină cu o ofertă special concepută ce conține cocktailuri și băuturi răcoritoare menite să satisfacă gusturile tuturor clienților. De asemenea, începând cu orele 9 ale dimineții și până la prânz, poșcănenii sunt invitați să profite de meniul Happy Hour, care conține o cafea sau un cappuccino la alegere, un fresh și un croissant proaspăt la prețul standard de doar 9,5 lei. Vineri, 15 iunie, se anunță o primă mare petrecere la care sunt așteptați toți tinerii pășcăneni dornici de distracție. Startul se va da la ora 22, iar organizatorii promit multe surprize frumoase pentru cei prezenți la eveniment. Este important de spus faptul că intrarea va fi liberă, iar pentru mai multe detalii și rezervări, vă recomandăm să urmăriți pagina de Facebook a localului. Organizatorii își propun ca aceasta să nu fie singurul eveniment de acest gen, astfel că lunar vor avea loc petreceri tematice, cât și cu ocazia sărbătorilor importante de peste an. Irina Giurgiu, noul manager al localului, ne-a declarat în exclusivitate. Cităm, cafeneaua New Art Cafe, situată vis-a-vis de statuia lui Ștefan cel Mare, este o locație ce iese din evidență prin designul atractiv. Este un loc perfect pentru a savura bunul gust al cafelei, cât și al celorlalte produse oferite de către cafeneaua noastră. Nu în ultimul rând, sperăm ca petrecerile ce urmează a fi organizate să ne bucure cu prezența dumneavoastră, scopul fiind acela de a crea împreună amintiri frumoase. De răsfăt și noi cerințe se va ocupa întreg personalul nostru. Vă așteptăm cu drag!